Stimați academicieni, profesori, doctori, onorată asistență, cei care sunt în sala Azurie și cei care ne privesc online, bună ziua! Astăzi avem o conferință în cadrul Academiei de Științe. De fapt, este o continuare a acelui șir de conferințe, prelegeri publice, pe care le-am început anul trecut și, practic, începutul a fost la 6 februarie 2020, când am avut prima maturătură și am discutat despre unele particularități ale coronavirusului de tip nou SARS-CoV-2. În decursul anului 2020 ne-am convins că este un virus într-adevăr nou și este foarte virulent și are particularități specifice. În particular, se schimbă foarte și foarte repede. Au apărut sute de lucrări în care se studiază diferite mutații ale coronavirusului SARS-CoV-2. Apar trunchiuri noi și, de atent, un trunchi nou în Marea Britanie și zborurile spre Londra au fost oprite, inclusiv din Chișinău. Suntem afectați și, de fapt, nu numai noi. Este afectată toată omenirea. Un coronavirus, o particulă, aș spune eu, fiindcă reprezintă, de fapt, o nanoparticulă pe metri de avers, ne-a bulversat totalmente. Se elaborează și deja s-au elaborat primele vaccinuri, s-a început implementarea acestor vaccinuri și sperăm că ele să fie foarte eficiente. Ele au fost testate foarte rapid și au trecut, desigur, toate testele necesare și noi sperăm că ele să rămână eficiente în timp. În pofida faptului că coronavirusul se schimbă foarte repede. Recent am avut o conferință în care am discutat aspecte ce țin de sănătatea copilului și influența coronavirusului de tip nou asupra viitorului adult, dacă el a fost afectat acum când este copil. Astăzi vom discuta alte aspecte. Aspecte ce țin de sănătate mentală. Deja avem cazuri și medicii s-au convins când este afectată memoria, un dezechilibru psihologic la multe persoane care au trecut prin COVID și toate aceste fenomene trebuie studiate în profunzime. Eu aduc mulțumiri Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, profesorilor în cadrul acestei universități și domnului rector, domnului profesor Emil Ceban, prezent cu noi la această conferință. Este de datoria noastră să discutăm cele mai stringente aspecte legate de acest coronavirus și să identificăm acele căi care ne-ar permite să-l oprim. Vom avea astăzi 4 luări de cuvânt, 4 rapoarte.
Impactul psihoemoțional al infecției COVID-19 și problemele de sănătate mentală ce apar în perioada post-COVID, domnul profesor universitar Anatol Nacu, șef catedră psihiatrie, narcologie și psihologie medicală, Universitatea de Stat, Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, a doua prezentare, suport în reabilitate fizică și psihologică după COVID-19, informare și susținere persoanelor în perioada de recuperare, doamna doctor, conferențiară universitară Jana Chihai, catedra psihiatrie, narcologie și psihologie medicală, Universitatea de Stat, Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, tulburările anxioase post-COVID, managementul activităților zilnice în perioada de recuperare, doamna Alina Bologan, asistent universitar, catedra psihiatrie, narcologie și psihologie medicală, Universitatea de Stat, Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu, tulburările afective în perioada post-COVID, gândirea lucidă și memoria, rolul rețelelor sociale și familiale cu recuperarea post-COVID. Domnul Andrei Ieșanu, asistent universitar, catedra psihiatrie, narcologie și psihologie medicală, Universitatea de Stat, Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu. Este un eveniment organizat de comun acord Academiei Științe cu Universitatea de Stat, Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu și în acest context, domnule rector, vă oferim cuvântul. Mulțumim! Stimate domnule președinte al Academiei de Științe Republicii Moldova, onorată asistență, stimați academicieni, onorat public, mediul academic, științific și medical. În numele comunității academice a Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu din Republica Moldova, sunt onorat să vă salut și să fiu prezent astăzi să particip la conferința organizată de comun cu Academiei de Științe a Republicii Moldova și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițanu sub genericul Sănătate mentală și psihosocială în timpul pandemiei de COVID. Într-adevăr, din această sală, de la această tribună, s-au relatat, s-au auzit din primele zile a declarării de pandemie niște lucruri foarte importante, foarte utile pentru noi medicii, pentru cei din cadrul științii și cercetare, dar și pentru toată populația Republicii Moldova. Pandemia este o stare critică, este o stare de șoc, este o stare care generează tot timpul, generează foarte multe întrebări. Și noi ne-am demonstrat că acest virus provoacă și afectează absolut toată populația generală pe glob, toată populația generală, atât cei mici cât și cei mari, atât bărbații cât și femeile, atât cei tineri cât și cei vârstnici. Mai mult ca atât, în această perioadă, acest germen își schimbă statutul și are diferite forme. Noi, cei din medicină și din știință, permanent am fost, pas cu pas, din mers, am învățat multe lucruri, multe care nu le cunoaștem, dar a apărut o situație foarte importantă de sechele post-COVID. Și aceste sechele, deci, sunt moștenite în urma maladiei și de la mic la mare, toți care au trecut prin această patologie, toți care sunt în jurul celui bolnav, începând cu familia și cu societatea și colectivul, toți sunt în stres. Și iată, această situație generează niște lucruri foarte complicate care o să manifeste pe viitor. Stresul de pandemie, stresul de carantină, stresul autoizolare, mass media,
stai acasă, în fața ta televizor, câți s-au îmbolnăvit și câți s-au decedat. Stresul de a nu infecta persoana de aproape, persoana vârstnică, familia, părinții, bătrânii. Stresul a trimit copilul la școală. Stresul de a nu a pierde jobul și micșorarea în salariu. Și toate aceste lucruri duc la niște schimbări foarte serioase, care astăzi sunt demonstrate științific și cu ele noi trebuie să ne luptăm mai departe. Și iată, în genericul ședințelor noastre cu Academia de Știință, care am organizat împreună cu domnul academician Ghineanu, de la primele zile acestei pandemii, începând cu ce este virusul, epidemiologia dumnealui, apoi despre tratamentul deci în boli infecțioasă, tratamentul în sălile de reanimare, apoi la patologia gravidelor, patologia copilului, mamei și copilului. Și iată, astăzi, în fața dumneavoastră, se raporteze colegii noștri de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu și vreau să vă rog să fiți atenți, să ascultați această tematică. Este foarte actuală astăzi pentru toți, și pentru cei bolnavi, și pentru cei care nu sunt bolnavi. De aceea, viitorul populației, deci viitorul copiilor noștri, depinde de statul psihoemoțional al fiecăruia. De aceea, socot că acest generic este deosebit de important pentru fiecare din noi și pentru societate. Eu vă mulțumesc pentru posibilitatea de a participa, pentru posibilitatea de a face împreună aceste lucruri frumoase și vă mulțumesc și colegilor că ați pregătit aceste rapoarte și într-un ceas bun. Mulțumesc! Vă mulțumim mult, domnule rector, și o să trecem la realizarea agendei. Primul raportor, domnul profesor universitar Anatol Neacu, șeful Catedrei Psihiatrie, Narcologie și Psihologie Medicală, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Tistimițanu. Stimate domnule președinte, stimate domnule rector, stimați academicieni, onorată asistență, mi se pare că tema care astăzi va fi discutată este una extrem de importantă, ceea ce a subliniat domnul rector. Raportul meu va avea un caracter suficient de general. Multe detalii, concretizări, vor fi prezentate în rapoartele mai departe colegilor mei. Este important să subliniez că, fiind cadre universitare, atât eu cât și colegii mei, au o vastă experiență clinică, terapeutică, și deci materialele care vor fi prezentate vor avea nu numai un aspect teoretic, dar și practic. Pandemia a generat multiple provocări la adresa serviciilor de sănătate mentală. Aspectele traumatice sunt prezente sub diferite forme în discursul pacienților noștri, care deja fie suferă de anumite tulburări psihice, dar și a pacienților care se adresează primar pentru asistență psihiatrică, psihoterapeutică, psihologică. Gravitatea manifestărilor psihice depinde de mai mulți factori, atât cei legați de sistemul medical, cât și cei legați de particularitățile fiecărei persoane în parte. Evident, pandemia este un fel de traumatism și anume toate legitățile traumelor psihice noi le putem vedea în impactul pandemiei asupra psihicului uman. Trauma psihică este definită drept o experiență vitală de discrepanță între factorii situaționali amenințători și capacitățile individuale de stăpânire, care este însoțită de sentimente de neajutorare, abandonare, lipsă de apărare și care duce astfel la o prăbușire de durată a înțelegerii atât de sine cât și a lumii înconjurătoare. Este un fenomen de perturbare care se petrece în interiorul psihismului în urma excesului de excitație exterioare în cazul unui eveniment subit, violent și agresor care trece prin efracție dincolo de mecanismele de apărare ale acestui psihism.
În contextul pandemiei de coronavirus, facem referință și la conceptul de politraumatizare, care se referă la situațiile în care acționează fie simultan, fie consecutiv, succesiv, diferite evenimente traumatizante. Și conceptele de traumă cumulativă, descrise de Masud Khan, și de traumatizare secvențială sunt clarificatoare pentru înțelegerea politraumatizării cu care ne confruntăm. Conceptul de traumă cumulativă desemnează o continuitate de evenimente sau circumstanțe traumatice care determină acumularea de tensiune psihică și slăbirea, epuizarea eu-ului, care este incapabil să reproducreze. Traumatizarea secvențială se referă la existența diferitor staturi simptomatice care se pot ordona după diferite valuri de traumatism. Ea presupune o coerență traumatică în sensul în care fiecare traumatizare nouă actualizează traumatismele vechi. Deci, un aspect important de menționat este cel referitor la faptul că traumatismul are proprietatea de a activa situațiile traumatice din trecut, cele care nu au fost elaborate și care, fiind activate, fac mai grave reacțiile la traumatismul actual. La fel, traumatismul actual poate agrava patologie psihiatrică deja prezentă prin introducerea unor excese perceptive și de conținut care vor influența simptomatica psihopatologică deja manifestă, existentă. Un moment care este important de menționat este că pandemia de coronavirus reprezintă un traumatism social, colectiv, în care se înscriu traumatismele individuale. Trauma socială presupune intervenția anumitor factori stresogeni la nivelul întregii comunități. În cazul pandemiei, factorii traumatizanți se referă la o multitudine de momente medicale, psihologice, economice, care au perturbat rutina individului și a comunității, au introdus incertitudine și necunoaștere pe mai multe dimensiuni ale vieții sociale. Impactul va fi mai mare, în mare parte condiționat de maturitatea societății, solidaritatea ei și responsabilitatea socială. Traumatismul asociat pandemiei COVID presupune anumite particularități ideologice. Incertitudine privind manifestarea și evoluția bolii. Pentru psihicul uman, certitudinea realității obiective, dar și cele subiective, reprezintă o necesitate fundamentală. Pandemia introduce incertitudine în privința mai multor aspecte ale vieții, iar acest fapt acționează ca fapt traumatizant major. Ariile de incertitudine sunt asociate cu reprezentări interne, care pot fi atât pozitive, umane, calde, susținătoare, responsabile, cât și reprezentări persecutive, anglosante, destructive, infantile, primitive. Un alt moment important este cunoașterea insuficientă a fenomenului de către sistemul medical. Sistemul medical care reprezintă un reper psihic important la nivel inconștient, simbolizând autoritatea care oferă cadrul de siguranță fizică și psihică și autoritatea care asigură psihicul uman, iludea omnipotenței și omnisciențe. Faptul că pandemia a scos în vireag anumite vulnerabilități ale sistemului medical, limita cunoștințelor în domeniul de către sistemul medical, informațiile despre moarte, lucrurilor medicale, toate aceste realități reprezintă un factor traumatic important pentru populație. De asemenea, evitarea adresărilor în spitale din cauza pericolului de contaminare cu virusul determină creșterea senzației de vulnerabilitate, de expunere la eventualele situații de risc, cu probabilitatea înrăutățirii stării sănătății din alte motive medicale. Condițiile extenuante de lucru și de risc, sporit pentru personalul medical, contribuie la prezența unei anxietăți privind calitatea actului medical. Un moment important este impunerea izolării și diminuarea socializării. Relația cu celălalt reprezintă o resursă importantă pentru psihicul nostru. Autoizolarea și diminuarea socializării reprezintă o dimensiune importantă a traumatismului legat de pandemie. Izolarea presupune frecvența crescută a ideației negative,
actualizarea stărilor infantile de singurătate, de abandon, lipsa resurselor psihoterapeutice care vin din socializare cu prietenii, colegii, rudele în viața obișnuită de zi cu zi. Aceste caracteristici ale traumatismului asociat pandemiei de coronavirus determină apariția unor tulburări psihoemoționale la persoanele chiar fără tulburări psihice anterioare evidente, cum ar fi, de exemplu, stările anxioase, cu manifestări de anxietate generalizată și sentimentul permanent al pericolului, atacuri de panică parțial legate de frică infectării, stările depresive determinate de izolare, frică de viitor, probleme reale legate de pierderea locului de muncă și a resurselor de întreținere, îmbolnăvirea persoanelor apropiate, decesul persoanelor apropiate. Da. Stările anxioase sunt generate de dificultatea structurală a individului privind introiectarea obiectelor externe liniștitoare, calmante, sau de dificultatea de a apela la ele din diferite cauze. Abundență de excitație, care nu poate fi prelucrată și transformată într-o stare emoțională mai elaborată, este direcționată în corp cu descărcări de tipul anxios sau de tip de atac de panică. Stările depresive în genere sunt create de separările de persoanele de referință, în special cele care nu au fost interiorizate în psihic ca obiecte interne, preponderent bune, susținătoare. În absența comunicării sunt actualizate situațiile de doliu neterminat, de separări care nu au fost elaborate și care erau compensate până la pandemie, în aceeași comunicare cotidiană. Stările depresive sunt generate de senzații de lipsă de valoare care presupune comportamentul abandonic a celorlalți față de individ, cu generarea depresiilor, cu conținut preponderent narcisic, care și ele sunt compensate de comunicare cotidiană și care oferă o valoare directă sau indirectă individului. Un alt element, moment important, sunt mecanismele de apărare care sunt activate în contextul pandemiei, la diferite nivele, fie la un nivel mai ușor, cum noi spunem în specialitatea noastră nevrotic, fie la nivele mai grave de funcționare psihică. Un eveniment de tipul pandemiei care a determinat foarte multe schimbări sociale, economice, a intervenit cu stres cronic și incertitudine, perceput de o parte a populației ca un eveniment traumatic, determină și mobilizarea anumitor mecanisme de apărare psihice pentru adaptare la situație. Dintre mecanismele de apărare și strategiile de coping maturi care se manifestă în comunitate, voi desemna în special informare din surse sigure, adaptarea comportamentală, solidarizarea, activismul civic, refularea materialului traumatizant, sublimarea prin trecere la activități din domeniul profesional creativ. Mă voi referi mai departe la câteva mecanisme de apărare imature, primare, care au marcat comunitatea din Republica Moldova, dar și comunitatea altor țări și care periclitează procedura de gestionare a crizelor legate de coronavirus. Unul din mecanismele importante este negarea, care reprezintă un mecanism primitiv de apărare prin intermediul căruia persoanele anulează anumite realități obiective sau realități psihice subiective care sunt greu de acceptat, care provoacă angoasă sau care pun piedici realizării nevoilor și dorințelor. Comportamentul indivizului este influențat de negarea pericolului, de negarea necesității acceptării anumitor restricții sanitare, de luare de anumite măsuri pentru prevenirea infectării, contaminării. Clivajul, care reprezintă un mecanism de apărare primitiv, și care se actualizează în stările traumatice, fie individuale, fie sociale, și care constă în pierderea capacității de a integra lucrurile și creșterea tendinței de a vedea realitatea în extreme dihotimice, bun sau rău, prieten, dușman, alb sau negru. Și alături de proiecție, care este un alt mecanism de apărare primitiv, care presupune expulzarea în exterior aspectelor insuportabile ale sinelui, un specific al clivajului în perioadele de traumă socială, cum este pandemia, este formarea imaginii unui inamic care este făcut responsabil și vinovat de situația traumatică.
În cazul pandemiei, acest lucru s-a manifestat, de exemplu, prin apariția mentalului colectiv al unor personaje concrete considerate vinovate de pandemie prin producerea specială a virusului și a vaccinului antiviral cu scopul de a controla populația sau de a diminua populația cantitativă. Depășirea problemelor psihice și psihologice generate de pandemie la nivel individual vor presupune, pe lângă intervenția psihofarmacologică, simptomatică, intervenții psihoterapeutice. Intervențiile psihoterapeutice pot fi adresate simptomelor cu care se confruntă individul, fiind utilizate în acest sens psihoterapiile cognitiv-comportamentale, parțial cele sugestive. În locul psihoterapeutic cu pacienții pot fi utilizate și psihoterapii de orientare psihanalitică, care se adresează aspectelor structurale ale personalității, acelor deficiențe ale personalității, care determină vulnerabilitatea psihică sporită a persoanei. Unele recomandări privind gestionarea pandemiei. Funcționarea bună a instituțiilor statului este un moment cheie. Instituțiile statului reprezintă pentru psihicul uman repere importante care dau sentimentul de siguranță, continuitate, încredere și responsabilitate. Direcționarea resurselor către sistemul medical, încât acesta să-și poată realiza, pe lângă funcția sa de îngrijire medicală și funcția psihoterapeutică care este realizată implicit asupra psihicului uman, prin simplu fapt că sistemul medical rămâne integru, funcționabil, indestructibil. Comunicarea persoanelor cu funcție de încredere cu populația și transmiterea unor mesaje congruente în care să fie menționată de fiecare dată dinamica constructivă în privința măsurilor luate de instituțiile statului și rezultatele la care se ajunge în gestionarea pandemiei. Și utilizarea resurselor de informare a populației prin îmbunătățirea culturii medicale, culturii psihologice, culturii civice, nivelul de cultură a populației reprezentând un factor important în gestionarea traumatismului legat de pandemie. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Și noi vă mulțumim, domnul profesor. Dacă din sală sunt întrebări, vă rog. Da, doamna academician Eva Budumac. Am întrebări. Eu am întrebat că era să vorbim de traumatismul social. Este o mulțime nouă sau pur și simplu? Adică din inițial, așa scurt. Este o noțiune veche cunoscută în psihoterapie, în psihanaliză, deci nu este nimic nou. Da. A doua întrebare. Spuneți, vă rog, modificările care apar, ele sunt funcționale sau sunt pe un fundal organic? Și dacă efectuați studii în legătură cu acei ca să apreciați modificările organice, sunt ambele prezente, doamna academician, și cele funcționale care sunt reversibile și care sunt ca reacție psihologică la traumă, sunt și tulburări organice care sunt investigate prin anumite tehnici, care sunt relativ ireversibile, pentru că în funcție de vârstă și aspectul individual a fiecărui persoană, individ, ele pot avea o anumită dinamică pozitivă. Ar trebui să am întrebare, dacă pacientul suferă de careva patologie sistemul nervos central, în vedere a un traumatism, suspendier sau nu știu ce, dacă sunt hidrocefali, dacă au tensiunea crescută, intracraniană, sunt careva particularități a modificărilor acestea ca rezultat a acțiunii virusului? Da, sunt așa studii în domeniu, da? Evident, deocamdată studii, după cât eu știu, de acest gen noi nu facem, dar pe viitor inevitabil, probabil că vor fi făcute și presupunem că particularități vor fi și anume vor fi cauzate de agravarea, în primul rând, a patologiei de bază în care, de care suferă subiectul. Și trebuie să vă spun ultima întrebare. Spuneți, vă rog, la etapă de tratament inițial a infecției ca atare, s-ar putea de introdus careva, eu știu, medicamente apare de acea asistență psihologică, careva medicamente care ar putea într-o măsură de care să diminuieze aceste modificări care apar pe parcursul destul de serioase, pierdere a uzului, pierdere vederii, encefalopatie, fibroze și așa mai departe. S-ar putea ceva de introdus în acel protocol de tratament
alunul preparate care ar putea să diminueze sau chiar completamente să... Mai multe detalii despre protocolul de tratament vor fi prezentate de colegii mei, dar sigur că da, este posibil. Da, noi vă mulțumim și dumneavoastră, domnule profesor, îi mulțumim pentru această prezentare foarte utilă și cu permisiunea dumneavoastră să trecem la raportul numărul 2, suport în reabilitarea fizică și psihologică după COVID-19, informare și susținerea persoanelor în perioada de recuperare. Doamna doctor, conferențiar universitar, Jana Chihai. Stimați colegi, eu să vin cu o informație pentru cei care ne privesc online. În cazul în care aveți vreo întrebare, contactați vă rog pe domnul doctor Ghenadie Sârbu. Telefonul mobil 69 70 44 31. Deci repet, doctor Ghenadie Sârbu 69 70 44 31, și formulați întrebarea. Dumneavoastră aveți cuvântul și domnul rector, vă rog să preluați moderarea evenimentului. Mult stimate domnul președinte Academiei de Științe din Republica Moldova, mult stimate domnul rector, în primul rând vreau să mulțumesc pentru oportunitatea de a fi la această tribună foarte distinctă și importantă din punct de vedere a științei și mi-aș dori ca și eu și colegii mei de la Catedra de Psihiatrie și Narcologie și Psihologie Medicală să aducă careva clarificări în ceea ce ține într-adevăr perturbarea sănătății mentale în contextul pandemiei COVID-19. Ceea ce vreau eu să relatez este că o criză de sănătate mentală este la fel de importantă ca oricare altă criză în îngrijire a sănătății și, în general, criza sanitară. Poate fi foarte dificil de prezis exact când se va întâmpla o criză și se poate produce fără avertisment. OMS deja a declarat că sănătatea mentală este a doua prioritate de sănătate publică pe timp de pandemia COVID-19. Și o criză poate apărea chiar și atunci când o familie, o comunitate are de ajuns la instrumente și metode de prevenire a acestei crize. Cu toții facem tot posibil cu informațiile și resursele de care dispunem în momentul unei crize. Că în unele zile ne putem descurca mai bine, iar în altele ne putem descurca mai rău. De aceea este posibil să avem nevoie de ajutor atunci când suntem epuizați și toate instrumentele și mijloacele pe care le cunoaștem nu mai fac în față stresului. Un flux aproape constant de știri stresante poate determina pe oricine să se simte neliniștit sau în suferință. Coronavirusul dă naștere la o mulțime de incertitudine, iar acest lucru are o rezonanță deosebită cu persoanele care suferă de anxietate. Am încercat să selectez din multe studii internaționale, pentru că deja sunt foarte multe studii în domeniul sănătății mentale în interrelațiune cu această pandemie și, practic, la fiecare stai mai mult acolo jos, dar sunt întrebări pe unul de voi comenta. În orice epidemie, persoanele se simt stresate și îngrijorate, reacțiile obișnuite ale persoanelor afectate pot include teama, evitarea, diversele sentimente de neputință și incertitudine. Teama de a nu îmbolnăvi sau chiar teama de moarte, evitarea apropierii de instituțiile de sănătate și cauza fricii de a fi infectat în timpul conflictelor, teama de a pierde mijloacele de existență, de a pierde locul de muncă, de a fi exclus social din cauza faptului că suntem cumva asociați cu această boală și sentimentul de neputință de a-i proteja pe cei dragi din jurul nostru și din familie. În orice epidemie este normal și este natural ca persoanele să se simte stresate și îngrijorate. Reacțiile noastre obișnuite sunt întotdeauna teama, în primul rând, de a ne exclude social, de a ne separa de cei dragi din jurul nostru, refuzul de a fi îngrijit sau de a îngriji pe ceilalți din jurul nostru, sentimentele de neajutorare, uneori plictiseală, stigmatizare, singurătate, depresie, anxietate și așa mai departe, și teama de a retrăi această experiență încă o dată. Ori noi suntem acum chiar într-o situație incertă și inedită pe care anterior nu știu dacă am mai avut-o, dar în așa amploare și anume cu așa caracteristici. Situațiile de urgență sunt întotdeauna stresate.
dar factorii de stres specific acestei erupții sau virusul pandemiei COVID-19 afectează populația prin următorii stresori. Riscul de a fi infectat și de a infecta pe alții și faptul că noi chiar acum, deja la 10-11 lună de pandemie, nu știm toate modurile de transmitere, nu este clar la 100% tot ce se întâmplă și vedeți că apar toate noutățile de din noi, particularități, forme și așa mai departe. Simptomele comune care pot să fie cu alte boli și pot fi confundate cu COVID. Îngrijitorii se pot simți din ce în ce mai îngrijorați pentru copiilor care stau acasă și pentru cei bătrâni și riscul de deteriorare, de fapt, a sănătății noastre fizice și mentale. Cei din prima linie, lucrătorii de medicali din prima linie, se pot confrunta cu stresori suplimentari la cei care sunt și, în primul rând, este o stigmatizare. Poate acum ea nu este atât de evidentă, dar în primul rând, cred că fiecare din noi a simțit chestia asta destul de pronunțat. Măsuri stricte de biosecuritate pe care trebuie să le respecte, așa ca presiunea fizică, echipamentul de protecție, izolarea fizică, conștientizare și vigilență constantă și proceduri stricte de urmat pentru a preveni spontaneitatea și autonomie. Acestea sunt cerințe mai mari față de mediul de muncă și noi știm că în unele instituții au fost organizate dure, mai ales în instituții rezidențiale, pentru că eu am fost foarte mult implicată în cum se gestionez criza pandemică în instituțiile psihiatrice. Acolo erau ture de două săptămâni și era destul de greu pentru personalul medical. Capacitatea redusă de a utiliza suportul social din cauza programelor medicale din muncă, din cauza stigmei, capacitatea personală sau energie suficientă pentru a pune în efectuare o autoîngrijire și informații suficiente despre expunerea termenului lung și care sunt urmările la persoanele infectate și persoanele post-COVID. Frica constantă, îngrijorarea și stresurile dintre populație în timpul erupției COVID-19 pot duce la consecințe și pe termen scurt, pe care acum noi le sesizăm deja destul de pronunțat, și pe termen lung, în comunitate și în familie. Dacă să vorbim la nivel de societate, este deteriorarea, în primul rând, a rețelelor sociale și a dinamicii locale și a economiilor, stigma față de pacienți supraviețuitori, față de lucrătorii din prima linie, posibilul furie și agresiune care apare și ea câteodată este impersonală și este direcționată și asupra guvernului și lucrătorilor din prima linie și, în general, o agresiune improprie și posibilă neîncredere în informațiile oferite de guvern și de alte autorități. Noi reacționăm la stres. Noi reacționăm la stresul prelungit și persoanele care sunt expuse la acest stres prelungit manifestă schimbări comportamentale și cognitive, cât și reacții emoționale și fiziologice. Aceasta depinde foarte mult de intensitatea și frecvența acestora și variază în funcție de persoană, de particularitate, personalității, de evenimentele din trecut, de experiențele pe care le-au avut anterior și care sunt strategiile de gestionare a stresului propriu-zis. Specialiștii de sănătate mentală ar trebui și, de fapt, se atenționează și anticipează reacțiile la stres. Stresul emoțional este frecvent în contextul situațiilor incerte și care pot pune viața în pericol, cum ar fi focarele de COVID. Un prim pas pentru atenuarea consecințelor stresului constituie recunoașterea problemei și existența stresului și ajutorul în normalizarea stării pacientului. Persoanele cu patologii mentale preexistente trebuie să continue tratamentul și asta a fost, cred că, unul din cele mai importante eforturi pe care noi le-am făcut la începutul pandemiei, ca pacienții noștri care nu mai aveau posibilitatea să vină la serviciile medicale și nu aveau posibilitatea să utilizeze telemedicina, telepsihiatrie, cum îi spunem noi, ca să ia mai departe și, în primul rând, să aibă la dispoziție medicamentele de susținere și să le ia ca să nu facă recăderi și reactivizări. În timpul crizei acute, toți, indiferent de gravitatea bolii, vor experimenta temeri de infecție, afectarea somatică și îngrijorări cu privire la consecințele pandemiei. Interacțiunea dintre starea de stres personal și riscul consecințelor adverse asupra sănătății mentale poate fi provocată, în primul rând, de perturbarea
rutinei obișnuite zilele, care noi am simțit-o foarte acut, și izolarea socială impusă pe perioada de carantină și sloganul, stai acasă, nu mergi la părinți, nu te petreci și așa mai departe. La fel și pierderile financiar-economice. Pacientul cu vulnerabilități preexistente sau constituționale la tulburări psihiatrice poate răspunde mai puternic la stresul cauzat de criză. Și aceste tulburări psihiatrice preexistente și constituționale sunt anxietatea, depresia, sindromul obsesiv, abuzul de substanțe, care este un mecanism, de multe ori îl vedem acum un mecanism de coping negativ, și comportamentul, chiar și comportamentul suicidal și tulburările impulsive. Noi știm foarte, deja vedem acea, nu vreau să zic creștere, dar totuși așa este, de acte și comportamente suicidale pe care noi le auzim în spitale care tratează persoanele cu COVID-19. Stresul în timpul unui focar de boli infecțioase se poate manifesta în primul rând. Teama și îngrijorarea, care de fapt și generează după asta toate tulburările și probleme de sănătate mentală, modificările de somn și apetitul, și vreau să zic că adresabilitatea într-adevăr este foarte mare cu tulburări de somn în ultima perioadă, care sunt extrem de rezistente la terapia sau algoritmele pe care noi le cunoaștem în tulburări de somn. Dificultăți de concentrare sau perturbarea somnului, acutizarea problemelor cronice de sănătate și creșterea consumului de tutun, alcool și droguri. Unii din ei explică că asta este unica posibilitate de a avea o plăcere în perioada restricțiilor. Anxietatea în sine, de fapt, este o pandemie și ea este pe locul 3 după depresie, din toate bolile care erau, adică așa este statistica, încă înainte de pandemie. Acum studiile spun și iată, aici spun că prevalența europeană a tulburărilor de anxietate este 14%, adică două persoane din 14 sunt afectate de tulburări de anxietate. Carantina sau izolarea personală poate avea impact negativ asupra sănătății mentale. Stresul post-traumatic, incertitudinea și furia sunt descoperiri comune ale ultimelor studii, și acolo sunt mai jos, pe care eu le-am selectat, în bibliografie sunt mai multe. Factorii de stres din timpul carantinii este prelungirea duratei carantinii, frustrările și frica de infectare, plictiseala, asigurarea cu consumabile inadecvate, informația inadecvată, pierderi financiare și efectul stigmatizării. Experiența anterioară în condițiile de carantină. Persoanele în carantină, din cauza faptului că sunt în contact strâns cu cei care pot avea SARS, au raportat diverse răspunsuri negative în perioade de carantină. Sunt niște studii recente, de 2020. Aproximativ 20 de persoane au raportat frică. 18 persoane au raportat nervozitate crescută, 18 au raportat tristețe și 10 au raportat vină. În studiu care a comparat simptomele de stres post-traumatic la părinții de copii în carantină cu cei care nu sunt carantinizați, în mediu, tulburarea de stres post-traumatic a fost de 4 ori mai mare la cei care au stat în carantină. Și 28% dintre părinții aflați în carantină în acest studiu au raportat suficiente simptome pentru a justifica diagnosticul unei probleme de sănătate mentală legate de traumă și comparativ cu 6% dintre părinții care nu au fost carantinizați, practic de 4 ori mai mare în toate problemele de sănătate mentală. Stresul cronic, cum ar fi în timpul pandemiei, poate duce la boli psihice și vedeți aici că în cazul când noi nu avem mecanisme de coping foarte eficiente, mai jos acolo coping behavior, atunci când există o predispoziție constituțională, atunci când noi suntem obosiți sau supra-solicitați, atunci când există alte vulnerabilități personale, vom dezvolta o problemă sau o condiție psihiatrică care poate fi cel puțin în formă de depresie, anxietate și somatizare destul de profundă. S-a constatat că crizele cum ar fi marea depresie, dezastre naturale, cum ar fi cutremure, uragane, tsunami sau inundații, sunt asociate cu rate crescute de depresie, anxietate, abuz de substanțe, tulburare de stres post-traumatic, creșterea ratei de suicid. Deci, este practic una din cele mai mari
probleme pe care noi le estimăm și deja vedem rolul negativ al acestei pandemii. Pacienții cu risc ridicat de agravare în timpul focarului de COVID sunt pacienții cu gânduri și comportamente obsesiv-compulsive, chiar dacă anterior nu au manifestat formal într-un criterii pentru a pune un diagnostic, dar dacă ei sunt prea gânditori și obsesiv-compulsivi, ei vor fi vulnerabili în fața acestui focar. Pacienții cu simptome active sau necontrolate, cei expuși anterior la traume și cei care fac abuz de alte substanțe psihoactive. Focarul COVID-19 răspândește frica la nivel social. La nivel individual, aceasta poate agrava în mod diferit anxietatea și simptomele asemănătoare psihozii, precum și duce la probleme mentale nespecifice. Pacienții psihotici se află printre cei mai vulnerabili la afectarea COVID. Un sondaj la un eșantion reprezentativ din Statele Unite, format din 1004 adulți în perioada 18-19 martie, chiar de la început, a raportat frică și anxietate legate de sănătate. 48% stări de anxietate, 40% au menționat anxietate cu referire la îmbolnăvire sau deces, 62% resimt anxietatea din cauza gândurilor că cineva din familie sau cei dragi ar putea îmbolnăvi, și 36% au raportat că COVID-19 afectează substanțial sănătatea lor mentală. La fel, au raportat frică și anxietate legate în general de rutina zilnică, și aici 59% au răspuns că aceasta are un impact serios asupra vieților. 57% au avut îngrijorare că COVID-19 ar putea avea impact grav asupra stării financiare și 68% au ocupat frica cu privire la impactul de lungă durată asupra economiei. Aproape jumătate, adică 50% din respondenți, au raportat îngrijorarea cu privire la dispariția anumitor alimente, medicamente sau consumabile. Care este suportul în reabilitarea fizică și psihologică după COVID-19? Suntem permanent în dinamică, dezvoltăm, elaborăm și includem ca recomandări. Conform raportului Medscape Medical News, un sondaj național recent realizat de Asociația Americană de Psihiatrie, a arătat că COVID-19 afectează grav sănătatea mentală a americanilor, jumătate dintre adulți americani raportează un nivel ridicat de anxietate. Și eu cred că asta nu este unica problemă, doar că perioada de dezvoltare a anxietății este exact atât cât durează acum pandemia. Dură vor apărea mai mult deja tulburări depresive. COVID-19 este un eveniment traumatic pe care îl experimentăm cu toții. Ne putem aștepta că există o creștere a bolilor mentale la nivel național. Educația în acest sens, screening-ul pentru cei cu simptome și disponibilitatea tratamentului sunt toate importante pentru atenuarea consecințelor asupra sănătății mentale. Așa spune profesorul Sandro Galea, care este decan a Școlii de Sănătate Publică de la Universității Boston din Massachusetts. În timp ce literatura nu ne oferă soluții care cu privire la prevenirea la nivel, care ar fi prevenirea la nivel de populație, totuși, am putea spune că trebuie să existe 3 pași făcuți foarte clar și noi ne-am condus chiar de la un început, de anul trecut, ca să încercăm să prevenim această impulsiune de probleme de sănătate mentală. În primul rând, trebuie să planificăm, e necesar să planificăm și prevenim sechelele, izolării fizice și sociale a populației. Trebuie să avem mecanisme de supraveghere, raportare și intervenție, și consolidarea sistemului de sănătate care este extrem de estimat la moment. La răspuns la distanțarea fizică, serviciile de sănătate mentală din întreaga lume s-au îndreptat din nou către telesănătate prin intermediul unor vizite video. Vreau să spun că încă în 2019 noi suntem în proces de reformare a serviciilor de sănătate mentală. Partenerii noștri de psihoterapie ne-au vorbit foarte mult despre telepsihiatrie. Eu sunt foarte optimistă, dar pentru moment am spus foarte sceptic că posibil că în Moldova cu greu se va ajunge la telepsihiatrie, la consulturile web, la web consiliere și așa mai departe. Psihiatrul trebuie să fie întotdeauna față în față. Vreau să spun că câteva luni de pandemie m-au întors și m-au bulversat data într-așa un mod, cred că asta sunt și efectele pozitive, pentru că noi deja ne-am învățat să intervenim la nivel
de domeniul sănătății mentale, care este puțin altfel ca celelalte, deja prin telemedicină. Terapia cognitiv-comportamentală online arată dovezi de eficacitate, dar adesea lipsește de eficiență în setările din lumea reală. Supravegherea sporită a asistenței primare, a sănătății mentale prin screening-ul de rutină pentru depresie, anxietate și consumul de substanță, împreună cu o mai mare disponibilitate a serviciilor de sănătate mentală, în cadrul îngrijirilor primare, va permite un număr mai mare de persoane afectate să primească tratament de sănătate mentală într-un context familial. Și vreau să spun că sunt deja foarte multe ordine cu ghiduri de intervenție în cadrul asistenței medicale primare pe care le-am elaborat și aprobat la Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale, care ne spun cum să facem screening, cum să detectăm și cum să intervenim, inclusiv la nivel de intervenție medicamentoasă, nu doar de susținere psihoemoțională. Imediat de la începutul pandemiei, foarte multe organisme internaționale și naționale s-au mobilizat și în baza ghidurilor Organizației Mondiale a Sănătății s-a intervenit foarte prompt. Ceea ce era imperativ de efectuat era primul ajutor psihologic, care nu este unul foarte specializat, care nu este unul foarte sofisticat, dar care trebuia să fie efectuat ca să nu se ajungă la niște probleme mai profunde de sănătate mentală. Au fost instruiți toți profesioniștii de sănătate mentală din serviciile psihiatrice, din centrele comunitare, din penitenciare, din Ministerul de Interne, tot psihologii din centrele preacționale tinerilor, cum să se autosustină și cum să susțină sau să ofere primul ajutor psihologic colegilor săi. S-au elaborat algoritmi care s-au aprobat și cei instruiți au fost inițiați în ele în cazul populației generale, cum să facă aceste intervenții. În cazul lucrătorilor medicali și a farmaciștilor comunitari, vedeți, aceste sunt algoritmi, adică cum să asculți, cum se evaluează necesitățile, care sunt sfaturile utile și intervențiile recomandate și care sunt mesajele din încurajare motivațională. Și au fost elaborat și s-au lucrat cu liderii de echipă sau managerii din instituțiile din prima linie, la început erau vreo câteva instituții, acum așa știm, toate instituțiile sunt deja de prima linie și s-au intervenit pe consilierea liderilor și consolidarea capacității acestora pentru a menține echipa optimistă. Sănătatea mentală și pandemia COVID-19 ne-a adus foarte multe provocări și modificări în modul nostru obișnuit de a interacționa la nivel profesional. Noi am făcut sute de webinare de instruire și vreau să spun că am instruit toate instituțiile medicale, toți medicii și asistenții medicali în atenționarea anumitor probleme de sănătate mentală ca să se autosesizeze, ca să dacă vor simți careva necesități. A fost elaborat un ghid, un suport în recuperarea și gestionarea simptomelor ca urmare a COVID-19, este un ghid pentru pacienți, ceea ce un loc foarte considerabil, foarte mare, joacă problemele care sunt cauzate de dezechilibru psihoemoțional, așa cum este gestionarea oboselii. Cum trebuie să ne... pentru că știm că post-COVID este o astenie extremă, câteodată care nu ne recuperăm dimineața după ce ne trezim din somn. Cum să restabilim impactul nostru emoțional, cum să conservăm energia și diverse tehnici de relaxare. Care sunt lecțiile învățate la moment în urma acestor evenimente dramatice care noi le trăim? Vreau să zic că, bineînțeles că una din preocupările noastre, a specialiștilor din domeniul sănătății mentale, au fost lucrători medicali din prima linie. Noi am vrut să susținem, noi am vrut să oferim efort pentru că este foarte important ca acești lucrători din prima linie să fie cât mai mult sănătoși și să nu cedeze în fața acestei perioade dificile. Dar vreau să spun că profesioniștii din domeniul medical nu solicită sprijin psihoemoțional
poate că din cauza anumitor cunoștințe mai superficiale în domeniul sănătății mentale, dar poate și din cauza stigmei dublei COVID-19 și sănătatea mentală care întotdeauna a existat. Acțiunile informaționale ca prevenire pentru profesioniștii medicali în teme de sănătate mentală, așa ca tulburarea acută la stres, tulburările de stres post-traumatice, tulburările de anxietate și depresive, sunt foarte binevenite și noi asta am văzut după ce am promovat toate aceste inițieri și instruiri, au început să se adreseze prin anonimat sau nu lucrătorii medicali pentru acelea ajutor. Necesitatea de colaborare intersectorială întotdeauna a fost evidentă și până la această pandemie, dar numai în această perioadă diferitele domenii au început să colaboreze cu adevărat pentru amplificarea sau fortificarea domeniului de sănătate mentală. Consilierea instituționalizată este necesară. În această privință, oamenii se adaptează foarte rapid la schimbări. Și ședințele și instruirile online au consolidat parteneriatele și colaborarea în domeniul sănătății mentale. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund. Mulțumesc! Deci, de fapt, stresul care este acum cauzat de pandemie provoacă aceleași urmări, așa cum au fost mai anterior descrise, nu sunt altele noi, doar că este important că durata acestui stres este foarte mare și urmările sunt mai profunde. Da. Mulțumesc mult, doamna Cădimician. Vreau să zic că, la moment, noi ne-am implicat în ceea ce ține vârsta de preadolescență și adolescență, chiar avem și sondaje și studii încă nu putem spune, pentru că nu sunt statistici foarte importante, dar împreună cu centrele preadolescenței tinerilor, vedem care sunt particularitățile. Adolescenții, noi știm că ei, în general, sunt deosebiți în tot ceea ce dezvoltă, grație la mai multe cauze. De aceea, aici m-am lucrat foarte intens la adolescenți și ei au fost luat sub vizor foarte bine, prin cu centrele prietenoase tinerilor, deci există studii pentru, nu pot acum să vă spun datele, dar cei ce ține de copii mici, de vârstă mică, cred că urmează să facem chestia asta, pentru că știți foarte mult, s-a promovat ideea de la început că copiii mici nu sunt bolnavi, deci noi acum vedem că nu este adevărat, sunt și cazuri destul de dificile și sunt și copii care preiau infecția intrauterin de la mamă, de aceea eu cred că asta urmează să fie o întrebare și o topică pentru noi. Se propune ceva în locul dumneavoastră.
Петросия того, но и студия лота, если не дает, не вас резать судья фундаки, парикмахер Сергей Кузнецов, коллекцию, профилаксия, чешу. Мы еще и судите вас, парикмахер, опять покупки, сегодня дискутимы. Mulțumesc mult, doamna Cărnicean, vreau să zic că toți psihologii din toate instituțiile medicale, educaționale și alte, inclusiv și penitenciare și mării, au fost instruiți. Deja, eu cred că este de bună credință a fiecărui specialist, pentru că noi avem și un ordin din minister în care se stipulează un colaborator care este responsabil de o instituție medicală și colaborează cu psihologul de acolo, ca să, în primul rând, pentru a preveni, da? Pentru a aduce, a promova aceste informații și după care de a interveni. Mulțumesc mult! Programul asistență, după cum ați observat din raportul doamnei conferențiar, stresul prelungit sau stresul cronic, cum am numit-o mie, dar el este cronic timp de 10-11 luni și respectiv stresul este pentru toți, atât populația generală, cât și stresul medical, de la faptul bolnavului, a medicilor. Paralel, oboseala cronică, care noi vorbim, cei care sunt în prima linie și cei care sunt în secțiile cu cei mai grave bolnavi, cu bolnavii din sălile de reanimare. Deci toate acestea, organismul cât de puternic n-ar fi. Și până la un moment dat, el cedează. Și el cedează prin diferite variante și diferite forme. Sigur că primul plan suferă cei care au avut o careva patologie mai puțin sau mai mult serioasă, deci de patologie mentală. Dar până la urmă apare anxietatea, apare depresia, apare frica, ca s-a văzut în studii, nu avem studiile noastre naționale, studiile americane, că asta este în jur de 40-50%. Deci, practic, jumătate de populație, asta e în studii, asta este demonstrat, dar care nu a spus, care nu s-a deschis și, respectiv, toate acestea manifestând pe dereglare de somn și aprizând toate procesele cronice care le au. Și vedeți acum, cum are numărul de pacienți cu tensiune arterială înaltă, cresc cifrele la cei care au diabet zaharat, așa. Și tot acest lucru, deci, trebuie cunoscut, trebuie sesizat și trebuie mai devreme sau mai târziu de implicat în această perioadă. Sigur că pentru noi astăzi am avut niște termeni noi, deci, telepsihiatria, teleconsultația, deci, cum ne ocupăm online, așa și, respectiv, toată populația trebuie să primească aceste servicii psihiatrice, să spunem așa, psihologice, populații generale, care sunt. Primul ajutor psihiatric, care cred că nu mai decât fiecare din medici din prima linie, din cei care au forme grave, șrudelor, trebuie să primească acest lucru. Chiar dacă Dumnezeu nu ți-a spus că mulți din medici refuză acest lucru. Deci ei nu conștientizează la moment, dar sechelele o să ajungă din urmă și tot noi astăvească să le rezolvăm. De aceea, în altă asistență, această sesiune de astăzi și prin conlucrarea care a spus Dumnezeu intersectorială, deci la toate nivelurile, prin mediul academic, prin mediul științific, prin mediul didactic, prin mediul medical. Deci trebuie să ajungă la fiecare și acest lucru trebuie conștientizat și datoria noastră ca să știm acest lucru, să promovăm acest lucru și, nu în ultimul rând, să putem acorda asistență medicală specializată tuturor pătrurilor sociale, populației și inclusiv, cum a vorbit doamna Cărnicean, începând cu copiii, care e viitorul nostru. Și în altă speță, cum ați auzit că anxietatea este una din cauzele principale, deci ofer cuvântul următorului raportor,
Deci, Alina Polocan, cu vreme am situație post-COVID. Managementul activităților zilnice în perioada respectivă. Vă rog, doamna Alina. Probabilitatea estimată de diagnostic cu orice boală psihiatrică între 14 și până la 90 de zile,
după diagnostic COVID-19 a fost de 18%. Și cel mai frecvent diagnostic psihiatric după diagnostic COVID-19 a fost tulburare de anxietate, care a fost la 12,8%, urmate de tulburările de expoziție. Și, în general, aproape 1 din 5 pacienți au primit un diagnostic psihiatric în termen de 90 zile de la contracarea COVID-19. Revizuirea sistemică și meta-analiza 17 studii transversale, care au ajuns la etapa finală de analiză, și s-au concentrat asupra prevenției stresului anxietății în rândul populației generale, au evidențiat următoarele aspecte. Prevalența stresului din 5 studii, cu dimensiune totală a șampionului de aproape 10.000 de oameni, este de 29,6%. Prevalența anxietății în 17 studii, cu un eșampion de 60.000 de persoane, a fost de 31,9%. Iar prevalența depresiei în 4 studii cu un șampion de peste 44.000 de persoane a fost de 33,7%. Totodată acest studiu a studiat și prevalența pe diferite continente, astfel cea mai mare prevalență a anxietății a fost în Asia, iar cea mai mare prevalență a stresului a fost în Europa. În contextul COVID-19, desigur, evaluarea și monitorizarea problemelor psihosociale ar trebui să includă întrebări cu privire la factorii de stres asociați COVID-19, adică este vorba despre sursele de infectare, despre membrii de familie afectați de COVID-19, efectele secundare economice, de exemplu, dacă s-a costul de muncă a pierdut sau s-a micșorat volumul de muncă, efectele psihosociale, indicatori de vulnerabilitate. Aici vorbim de persoanele cu patologii psihice preexistente. De asemenea, se compilează o creștere considerabilă a anxietății și a simptomelor depresive în rândul persoanelor care nu au condiții preexistente de sănătate mentală și a celor care se confruntă cu o tulburare de stres post-traumatică. Această stare de lucruri a fost recunoscută în China în timpul actualei pandemii. China fiind ștara unde a pornit pandemia, acolo au început și toate studiile primele studii de acolo pornit. Din sursele cercetate putem deduce că profesioniștii de sănătate publică au un risc înalt de dezvoltare a simptomelor psihopatologice, mai ales dacă lucrează în secția în domeniul asistenței medicale primare sau serviciile de urgență, secțiile de urgență și secțiile de terapie intensivă. Organizația Mondială a Sănătății a recunoscut în mod oficial că acest risc pentru lucrătorii din domeniul sănătății, astfel încât trebuie să se facă mai multe pentru a gestiona anxietatea și stresul în acest grup și pe termen lung, pentru a preveni apariția sindromului de ardere profesională, depresiei sau tulburărilor de stres post-traumatice. Acum vorbim un pic despre managementul activității zilnice în perioada de recuperare post-COVID. Desigur, reabilitarea unei persoane post-COVID este una complexă. Persoanele pot simți o perioadă de timp, fie de vorba de câteva zile, săptămâni sau chiar luni, oboseală, dificultăți de respirație, slăbiciune musculară, tusă, dificultăți de memorie și concentrare. Totodată, impactul emoțional COVID-19 este unul major, deoarece experiența bolii poate fi una complicată, persoanele trăind sentimente de anxietate, dispoziție proastă, tulburări de somn, îngrijorări cu privire la sănătate. Totodată, la persoanele care au fost paralizate sau au trecut într-o formă severă a bolii, se poate observa amintiri neplăcute din perioada ospitalizării, care pot apărea din senin, pot apărea coșmarurile, sentimentele de panică, orice menționare de spital sau chiar dacă au o ambulanță care traversează, merge pe drum. Este important să cine ajută ca să depășim această perioadă complicată și în recuperare. Pe prim plan este dozarea știrilor. Atunci când privim ritmurile de știri sau atunci când citim rețelele sociale, știm aceste știri, când ne creează disconfort și îngrijorare, se recomandă de a fi limitate la o dată pe zi. Comunicarea este o etapă foarte importantă în perioada de recuperare. Comunicarea este clar că este acum una dificilă, prietenii, cu membrii familiei, că fiecare încercăm să respectăm distanțele, dar în ajutorul comunicării ne vine tot tehnologia, avem posibilitatea de a ne conecta cu camera, să vorbim de Messenger, Viber sau alte rețele. Activitățile relaxante în perioada de recuperare
au o importanță majoră, fiindcă persoana a fost COVID o perioadă de timp simte astenie, oboseală, frică, neliniște. Teste relaxante pot fi, pentru cineva poate fi privit cu un efect bun, pentru cineva o primare scurtă cu un membru al familiei sau o primare cu animalul de companie. În moment, la fel, exigența scăzută față de sine este un pas important, fiindcă lucrurile în perioadă de recuperare, noi avem nevoie de mai mult timp ca să facem aceleași lucruri care le făceam anterior. Și nu trebuie să ne autocriticăm, nu am reușit, voi am îngăsit, nu am față, eu sunt vinovat. Și trebuie să scădem această exigență și să ne axăm pe ceea ce putem controla. Adică putem să ne axăm pe alimentație, să avem grijă de calitatea de alimente, calitatea alimentelor consumate, să avem grijă de normele de protecție, păstrarea distanței sociale, medicamentul, etc. Cum ne planificăm activitățile în perioada de recuperare? Sunt două aspecte importante, ce ține de rutina zilnică și rutina săptămânală. Rutina zilnică trebuie să avem o deșteptare. Deșteptarea trebuie să fie la aceeași ordine, să trebuie să o menținem. Alimentația, la fel, 3 mese principale pe zi. Micul dejun nu trebuie să fie mai târziu de la o oră de la trezire, ci la trebuie să fie cu 4 ore până la adormire. Aceste 3 mese principale, între ele avem 2 mese de gustări. Totodată, alimentația în perioada de recuperare este mai importantă din cauza că organismul este extenuat, ca și oricum care au patologii prin care trece, are nevoie de revigorare și proteine calitative pentru a se reface, are nevoie de un aport alimentar de lichide suficient, plus orele mese, ne străduim să le menținem aceleași. Dar dacă depășim ora mese cu 30 de minute este bine, este acceptabil dacă depășim ora mese cu o oră, dar dacă este mai mult de o oră, deja un pic trebuie să lucrăm asupra acestui aspect. Ce ține de activitățile profesionale și casnice, de perioada de recuperare, uneori nu avem luxul de a sta acasă și revenim la serviciu. Activitățile trebuie să fie dozate, încercăm să pe prim plan sau în prima jumătate a zilei să facem activitățile care ne solicită mai mult de tot. Sau, de exemplu, dacă avem de făcut cu sarcina care necesită mai multă energie, în multe de aceasta încercăm un pic să ne relaxăm, iar dacă avem posibilitatea un somn scurt de jumătate de oră sau facem un repaus, servim un ceai pentru a avea energie. Timpul de relaxare și odihnă este foarte important, trebuie să dedicăm pe parcursul zilei mici pauze de odihnă, de exemplu, 2-3 ore de recuperare, 2 ore, ne alocăm o pauză de 10-15 minute. Activitate fizică în perioada de recuperare este, sigur, persoanele trec prin astenie, au impresia slăbiciune musculară, din cauza specializării și nu au avut activitate fizică sau activitatea fizică se începe treptat, nu începem brusc să facem sport pe comandă, dar începem cu plimbări de scurtă durată, la pas lent, ulterior putem să accelerăm pasul, apoi să mergem zi cu bicicletă. De ce este importantă activitatea fizică? Fiindcă la mișcarea mușchilor se arde hormonul stresului, adrenalina, cortizolul și totodată mișcarea duce la creșterea serotoninei, care după ce știm că este acel hormon al fericirii. Și neașul la somn trebuie să intrăm în rutina noastră zilnică, ora de somn încercăm să respectăm să fie aceeași, plus avem grijă ca cu o oră jumătate înainte de somn să eliminăm sursele de lumină, pentru că noi știm că sursele de lumină vor duce la scăderea hormonului melatonin, care duce la această stare de zi, această stare de instalare a somnului. Încercăm să depășim televizorul, calculatoarele și să eliminăm sursele de lumină. Dacă să vorbim de rutina săptămânală, este clar că planificarea activităților trebuie să fie astfel făcut ca să nu se suprapună. Asta, suprapunerea mea va solicita mai mult efort din partea persoanei, dar el oricum este perioada de recuperare care nu are acea energie sau acele resurse pentru supra-solicitare.
și repartizăm sarcinile astfel încât să avem o dozare în fiecare zi pe sarcină, să exemplu, nu în ziua de nu și mi-a privat în răcază de răspunsă, dar dozare în fiecare zi a săptămânii. Oferim timp suficient pentru realizarea activităților, de fapt, dacă avem o activitate, eliminăm complet de proiectul activitatea în 2 ore, în revedere peste 2 ore, ca să nu fie o agitație, să nu merg peste cap. Revenim activitățile noastre astfel încât să avem loc de cele mici pauze, plus încercăm să nu facem lucrurile grave, iar ce acolo ne facem grave, este o solicitare, este consum mai mult de energie, și dacă vom consuma energia noastră pentru una din activități, posibilitatea sau probabilitatea că vom avea energie pentru alte activități la sfârșitul zilei este foarte mică. În cazul ăsta trebuie să încercăm pe cât este posibil să facem lucrurile în albă și să prioritizăm activitățile noastre. Care este prioritar? Unde vedem unde activitățile noastre ne se poate echipa o membră familie, de exemplu, dar trebuie de activitățile practice. În perioada de recuperare sunt mai mult pentru soț sau copii sau o rudă apropiat, sau o prietenă apropiat. Să delegăm un pic de sarcinile noastre, cred că avem nevoie de mai mult repaus și în limita posibilităților, desigur, încercăm să delegăm aceste activități. Totodată este important o perioadă de recuperare, unde este un grad de anxietate, la care au unde persoane mai mari, la alte persoane mai mici, să acordăm pentru unii tehnici de relaxare. Eu am încercat să aduc în față din alt una din tehnicile de relaxare, puteți găsi ca tehnica de vizualizare. General se recomandă să ne atât de respirația noastră, care trebuie să fie una lentă, inspirul de nas, exterul cu calitatea vocală, și să închidem în ochi și să imaginăm un loc acolo unde noi ne simțim bine. Acest loc pentru fiecare din noi poate fi diferit. De exemplu, pentru noi poate fi malul mării, pentru cineva la munte, care va se simte fărnat bine cu toată bunicilor lumea copilării. Mergem în munte și încercăm să fim atenți la tot ce se întâmplă în acel loc, la detaliile de acolo, la figurile care se întâmplă, dacă ne imaginăm să trec malul mării, încercăm să auzim acele valuri, să simțim acea briză, sunetele unui păsărilor, senzația de față, de rece care ne dă acea loc. Și acest exercițiu va duce la relaxare musculară, va duce la relaxare psihică și ne va da o stare de bine. Și este un exercițiu care poate fi aplicat absolut oriunde, stând în transport public sau o pauză la serviciu de 5-10 minute să ne acordăm de vreo relaxare. Evident, sunt o serie de pași necesari care trebuie efectuați pentru a preveni tulburarea de sănătate mentală post-COVID. Important este, pe prim plan, să construim și menținem o rețea de sprijin. Pe maxim cât am să comunicăm cu oamenii dragi, fie live, fie pe telefon, să avem grijă de noi. De multe ori, dacă schimbăm un pic stilul nostru de viață, deja se poate îmbunătăți starea noastră într-o perioadă de dificilă, plus trebuie să fim foarte atenți ca acest stil de viață schimbat să fie în ritmul nostru. Ceea ce merge la noi poate să meargă la colegul nostru, independent de ritmul nostru care va avea. Din nou, trebuie alimentat sănătos, exercițiile fizice, somnul suficient, iritare cu maxim posibil, sigur, drogurilor și alcoolului. Foarte multe persoane recurg în perioada de anxietate pentru a se descărca de această anxietate la un pahar de vin, dar era discuție de conștiința va induce relaxare, poate se va detașa și va urca, dar în timp se va confrunta cu alte probleme de sănătate și cât este posibil și să controlăm și să reducem stresul, reducem stresul fie pentru tehnică de relaxare, de care am avut o față de vizualizarea sau respirația abdominală sau prin exercițiile de yoga. Facem lucruri care ne aduc plăcere. La fel ne ajută pentru a preveni apariția unui tulburări sănătate abdominală și nu în ultimul rând să nu uităm să ne purtăm frumos cu noi. Aspect care multe ori noi îl neglijăm în favoarea altor lucruri. În concluzie vreau să spun că
cunoașterea diferitor studii din domeniul și realizarea propriilor cercetări va spori gradul nostru de pregătire pentru depășirea succesa problemelor de sănătate mentală care sunt legate de această pandemie. Este necesar de elaborat anumite scenarii COVID-19 pentru comunități în vederea elaborării de colegi și în domeniul sănătății publice și dezvoltarea intervențiilor timpurii și tardive, precum și temporare de scurtă durată și permanente pentru înlăturarea efectelor acestei pandemii. Rezultatele totodată sugerează necesitatea adaptării intervențiilor de sănătate mentală legate de COVID-19 pentru a satisface nevoile specifice ale persoanelor cu condiții de sănătate mentală preexistente, precum și strategii de coping direcționate pentru cei cu tulburări preexistente legate de anxietate. Furnizarea de intervenții psihologice țintite pentru comunitățile afectate de COVID-19, sprijin special pentru persoanele cu risc crescut de mobilitate psihologică, conștientizarea sporită și diagnosticarea tulburărilor mentale și acces îmbunătățit la intervențiile psihologice. De asemenea, autoritățile guvernamentale și de sănătate trebuie să furnizeze informații corecte de sănătate în timpul pandemiei pentru a reduce impactul zonelor. Informațiile suplimentare despre medicamente, despre vaccinuri și actualizări privind numărul cazurilor infectate și localizarea, informațiile de sănătate actualizate, exacte și, în special, trebuie să pun accent pe numărul de persoane recuperate. Studiile au arătat că persoanele care au fost expuși microbienic au dezvoltat un grad de anxietate și depresie mult mai mare. Nu toți am observat tendința stigma știri sau lucruri care nu contează sau rețea socială, din acestea știri despre COVID, prin plasmul suntem de la ținerul, astăzi a decedat, nici de cum nu se încep articolul sau știrea cât persoane s-au recuperat. În urmă, numărul persoanelor recuperate este mult mare. Dar, cumva, prin plan, vine această informație negativă care are și are un impact destul de negativ asupra stării noastre psihomotomale. Eu vă mulțumesc pentru atenție, dacă aveți să vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim mult, dar la prima întrebare, dar să nu cumva la cei din mass media sau de sala dumneavoastră, ca să dați această informație și fi informat cu operație. Procese care vorbiți și care sunt interesați Doamna Tărbicean, îți mulțumesc de întrebare. Nu au fost careva solicitări oficiale, dar oricum noi, comentariile noastre... Nu cred că au fost ei, nu cred că au fost ce s-a dus desigur că va avea următoare întrebări. Prima întrebare. Având în idee că aveți pacienți acum care au modificări a schemului neurocentral, ca cei care au prevamă modificări multe care așa se denumesc spuse, modificați tratamentul lor, fel ca care tratamentul este același în caz de situații că s-au asociat aceste complicații, acest test, sau rămân același nivel de medicație. În general, noi ne străduim dacă stările sunt ușoare sau moderate să le acvalăm prin psihoterapie, prin diferite tehnici psihoterapie. Deci, ce care sunt legate de patologie organului, de cea care e legată cu acele modificări cognitive.
în general, noi concurăm foarte mult cu medici de familie. Medici de familie au fost în curs într-o serie de instruiri legând de anxietate și depresie. Și vă mulțumesc și în cazul în care intervenesc răspuns, să vă rog să scrieți la microfon, pentru că pot să-mi urmăresc ora. Deci, mai avem o prezentare. Domnul Andrei Ieșanu, tulburările afective în perioada post-COVID, gândire lucidă și memorie, rolul rețelelor sociale și familiale în recuperare post-COVID. Da, mulțumesc foarte mult. Dumnezeu a mulțumat Sfântul Academiei de Științe. Dumnezeu, stimați academicieni, stimați profesori, dragi colegi. Sunt onorat să fiu aici în fața voastră și să vorbesc despre acest domeniu, despre sănătate mentală în general și mai specific despre tulburările afective în perioada post-COVID și cumva să mă acces pe gândirea lucidă și memorie, rolul rețelelor sociale și familiale de recuperare post-COVID. Dar înainte de a merge mai departe, chiar mă bucur foarte mult doamna Cărnicean pentru întrebările care le-au scris, pentru că pentru care ne sugerează niște aspecte. Mie soție este cardiolog și cu tot mai mult de adică s-au discutat despre aspectele ce țin de hipertensiune arterială și anxietate, de exemplu, cum ar fi și ar fi poate o cercetare interesantă și o înălmădoră în acest sens. Ceea ce ține de aspectul sănătății mentale în perioada pandemiei COVID-19, deja colegii mei foarte bine au prezentat studiile și cercetările la nivel internațional. După cum s-a menționat, cumva este afectat în special anxietatea și depresia ca și rezultate sau afectate la nivel de sănătate mentală. Eu voi vorbi de semne și despre familie și rețelele sociale, stigmatizare, intervenție online, reabilitare psihologică și despre gândurile negative și un concept care tot mai mult este promovat de Organizația Mondială a Sănătății și anume gândurile sănătoase. În general, deja s-a vorbit. Programul să mă repet, dar eu chiar mă bucur că se repetă multe ori aceleași lucruri, pentru că în acest sens sper tot mai mult se va vorbi și în societate despre acest lucru și se va conștientiza despre importanța acestor aspecte. Și anume faptul că pandemia COVID-19 a dat naștere la numeroase probleme de sănătate mentală, inclusiv depresia, atât în rândul populației generală, cât și în rândul lucrătorilor medicali. Și, de departe, noi ne-am crescat cu acest fapt că, cumva, există o anumită reticență de a se adresa la specialiști din domeniul sănătății mentale al lucrătorilor medicali, care sunt colegii noștri. Datorită răspândirii sale rapide, pandemia COVID-19 provoacă dezechilibre majore, tulburări sociale și respectiv psihologice care influențează direct sau indirect asupra fiecăruia dintre noi.
În ceea ce privește sănătatea mentală publică, principalul impact psihologic constă în creșterea ratelor de stres și anxietate, cum s-a vorbit până acum, dar, cum a menționat doamna, profesor doamna Zana Pihar, într-adevăr, tot mai mult va crește și numărul depresiei, pentru că depresia deseori este rezultatul acumulării emoțiilor și special la acele emoții care este tristețea. Pe măsură ce sunt introduse noi măsuri de protecție, special autoizolare, efectul lor asupra activității și stilului de viață al multor persoane vor fi singurătate, care, odată cu creștere singurătate, este un factor de risc pentru apariția depresiei. Consumul de alcool și droguri, comportamentul autoproclamator și tendințele de sinucidere. Din păcate, mass media, într-adevăr, noi ne adresăm la mass media și împreună cu Organizația Mondială a Sănătății și cu societatea psihiatrilor și cu societatea civilă am vorbit despre sănătate mentală, dar, din păcate, nu știu cum, este așa o tendință de a reacționa la cele aspecte cele mai grave, cum ar fi sinucidere. Odată ce au apărut în multe cazuri de sinucidere, au început cumva să oameni sunt ei, dar cumva este afectată și sănătate mentală. Noi sperăm că această reacție va fi un pic mai devreme, să nu așteptăm ca să ajungă la așa situații mai dificile. Persoanele cu vulnerabilități preexistențe la tulburări psihiatrice vor fi afectate în mod deosebit de exacerbare simptomelor legate de stresul cauzat de pandemia COVID-19. Cred că vedeți o schemă, un grafic foarte simplu. Ea a făcut în Statele Unite pentru că noi am făcut și noi careva sondaje, dar nu avem criteria statistică, așa ca să le numim studii, cercetări științifice de aprobare. Dar iată, aici este o comparație foarte simplă între așa numite simptome de, sau manifestări de bază a anxietății și depresie între anul 2019 și anul 2020, luna mai și decembrie. După cum vedeți, galben este 2019, roșu este mai 2020, și cu violet este decembrie 2020. Și vedem că diferența este foarte și foarte mare, da? Dacă eu mă refer la depresie, pentru că această stimație despre care vorbesc, în 2019 erau 6%, în 2020 mai 24%, și în decembrie deja 30%. Vedem că încă mai continuă să crească aceste cifre. Aceasta nu este diagnosticul de depresie. Și aici este un pic de dificultăți dacă să comparăm statistica, cum ar fi ce ne spune biroul de statistică din diferite țări, am putea să spunem că în urmă, probabil, nivelul de, sau persoanele care sunt depresie nu este atât de înalt. Ceea ce nu corespunde în atât de mult cu realitate. Pentru că, ca să avem mai multe diagnostici de depresie, trebuie mai mult medicii de familie să fie instruiți și noi lucrăm în această direcție, cum am vorbit și colegii mei, și ca să punem criteriile să fie mai clar și bine cunoscute și de alți specialiști în domeniul sănătății, în domeniul medicinii, pentru ca să avem cu adevărat agresibilitate, dar și să avem adevăratele cifre privind la depresie. Acest studiu a pus accent pe chestionarul foarte simplu, care se numește chestionar de screening pe HP2, și au primit doar două întrebări. Și asta este ceea ce noi recomandăm la toți specialiștii din domeniul sănătății, dar nu doar, chiar și din domeniul social. Poate chiar din domeniul educațional. Atunci când este cineva care în ultimele două săptămâni a avut dispoziție proastă, a fost deprimat sau lipsit de speranță, sau dacă în ultimele două săptămâni a fost desigur deranjat de interesul și plăcere scăzută de a face ceva, atunci presupunem deja depresie. Și acestea sunt primele două întrebări de screening, foarte simple, foarte ușor de adresat, dar în păcate încă nu se folosesc pe larg și noi sperăm că se va folosi tot mai mult. Dacă răspunsul este da, măcar la unul din aceste întrebări, se recomandă deja adresarea fie la medicul de familie, care deja are alt chestionar creat și propus de către noi, fie la specialiști de la centrul comunitar de sănătate mentală. Care sunt cauzele? O serie de factori legați în special de COVID-19 și pot afecta negativ sănătatea mentală a persoanei. Cum s-a vorbit deja? Incertitudinea privire la represarea economică, pierderea securității locuri de muncă, sunt factori importanți asociați între locuri de creație. Siguritate și izolare. Și aici s-a vorbit despre copii, s-a vorbit despre adulți, dar vreau să menționez și persoanele în etate, pentru că lucrez și în domeniul societății civile, conduc organizația non-guvernamentală și vreau să vă spun că foarte mult au fost afectați și persoanele în etate, în special după vedere al izolării și singurătății, pentru că, cumva, copiii, rudele au încercat să, din motive de protecție, să izoleze și
figură de parte, să nu interacționeze cu alți oameni, dar pe de altă parte, societatea știu alți și vecinii, cumva au pierdut acest contact și mai ales pentru acei persoane de etate care încă nu au abilitățile de a folosi tehnologiile informaționale pentru contactul cu România, cumva toate acestea au contribuit și sunt chiar cercetări în acest sens, pe dată că persoanele de etate au fost mai mult afectate de singurătate și izolare. Și societate de mai multe studii științifice ca fiind cauzele cele mai importante depresii moderate și severe, 73% din persoane cu depresie, și contribuie și la alte probleme de sănătate mentală. De asemenea, situația pandemiei a afectat și relațiile dintre oameni și despre aceasta am să acceptez și eu prin prezentarea mea. În special, iar studiile, cum au vorbit și colegii mei, în China, în Italia, arată foarte clar că a crescut rata violenței domestice în timpul pandemiei COVID-19, care, în mod adecvat, se prezintă și ca factor de risc pentru depresie. Și înțelegem foarte bine că violența domestică este problemă de sănătate publică, dar foarte clar interdisciplinară, inclusiv și juridică, inclusiv și socială și multe alte aspecte care trebuie luate în considerație. Faptul de risc ce țin de mediu sau ambianță, și în special ce țin de relații sociale, servicii și familie, sunt sub focul social redus. Persoanele singure, persoanele divorțate, sărăcia, șomajul, discriminarea, încălcarea drepturilor, tensiunea înaltă la serviciu, lipsa controlului, suportului, îmbolnăvirea persoanelor apropiate, a partenerului, membrilor familiei, aflarea în plasament persoanelor în vârstă din azilă, durerile psihiatrice la rute de gradul 1. Toate ce sunt fapte foarte parte țin de relațiile sociale și rețelele sociale. Și dacă să ne raportăm la țara noastră, iarăși, noi când am cercetat și încercat să vedem studiile din diferite țări, din păcate, iarăși, țările în curs de dezvoltare, care inclusiv este Moldova, cumva încă avem o careva insuficiență de cercetări științifice, inclusiv în domeniul sănătății mentale. Sperăm că vom încălți acest fapt, dar majoritatea rezultatelor spun din țări dezvoltate. Dar să înțelegem că rezultatele în țările dezvoltate ar putea să fie diferite de cele în țările în curs de dezvoltare sau care sunt mai puțin dezvoltate. După cum am spus, eu conduc și organizație, Federația Familiei pentru Mentale și Pace Nume din Moldova, și această poză, de fapt, este din 2019, atunci când împreună cu Organizația Mondială a Sănătății, cu Societatea Psihiatrului, cu Ministerul Sănătății, am avut o conferință, un forum cu centrul de sănătate pentru tinerilor și centrul comunitar de sănătate mentală la tema rolul familiei în prevenirea suicidului. Pentru că în 2019 aceasta a fost tema propusă de Organizația Mondială a Sănătății și mă bucur foarte mult că atunci deja am început tot mai mult. Noi avem acest concept sau această specialitate de medicină de familie. Și în acest sens, eu mă bucur foarte mult, pentru că medicina noastră cumva accentuează rolul și importanța de a lua comprehensiv. Însă, cât de mult se are considerația într-adevăr rolul familiei în tot acest context, încă mai avem, cred că, lucruri în această direcție, dar însă și denumirea cumva este răsunătoare și ne direcționează în această direcție. În Consiliul Federației Familiilor am avut un sondaj despre cum a afectat familiile în izolare, cu cântări și provocări. La acest sondaj au răspuns 246 de familii și am încercat, au fost multe întrebări, dar aici doar este un slide despre care au fost problemele sau principalele motive ale conflictelor între soț și soție. Conflictele care au fost făcute la violență domestică, inclusiv la depresie, anxietate și mai departe. Și pe primul loc, evident, au fost raportate dificultățile financiare. Aici, noi, ca sistem medical, nu știu dacă putem foarte mult să facem. Însă, pe al doilea loc, care nu a fost foarte departe, au fost problemele de comunicare. Însă și persoanele, familiile au raportat că au careva deficiențe în comunicare. Și în acest sens, domeniul sănătății mentale are un rol important de ajutat să ne învățăm să comunicăm eficient. Și așa, un secret, care într-un fel, adică nu e secret, dar care este important de știut, principalul aspect în comunicare eficientă este abilitatea de a asculta. Ascultarea activă este cel mai important aspect în domeniul comunicării eficiente. Un alt rol important pe cei ce țin de sănătate mentală este stigmatizarea. De fapt, cercetarea care fac în cadrul doctoratului meu este stigmatizarea persoanelor cu depresie. Trebuie de datele statistice ce le propune însăși Organizația Mondială a Sănătății. 9 din 10 persoane care suferă tulburări mentale sunt afectate de stigmatizare.
Stigmatizarea s-a produs la multe stări. Eu aici am punctat doar două. Prima este inadresabilitatea la serviciile specializate. Cât de multe studii noi facem, cât de bine noi nu am cunoaște depresia și anxietate. Dar dacă persoanele nu se adresează sau le este frică să se adreseze, sau se adresează în stadii deja foarte severe, atunci noi pierdem foarte mult din posibilitatea de a oferi acel suport și de a preveni problemele de sănătate mentală. Și stigmatizarea la rândul său, de asemenea, conduce la creșterea depresiei și anxietății din cauza impactului stigmatizării. Și în acest sens, acesta este principalul motiv de ce cifrele, dacă se vorbim de depresie și anxietate, în Moldova putea să fie diferite decât în Olanda. Unde în Olanda fiecare persoană vorbește liber despre depresie și anxietate, pe când la noi, durerile de cap, somnul, sunt probleme importante, pentru că depresie și anxietate, poate ea nu există. Deci, n-am să mă opresc pe acest slide, dar am încercat să ne adaptăm și ne adaptăm în continuare prin intervenții online, despre ce asta vorbește foarte bine doamna Hai. Și continuăm în acest sens, domnul Comandantul Mondial al Sănătății. Ghidul despre care s-a vorbit, și în acest ghid se vorbește despre reabilitarea psihologică, în afară de cea fizică, ceea ce ne bucură foarte mult, cumva, vedem această colaborare cu Ministerul Sănătății. Pentru mine, eu cred că este important în această perioadă, cel puțin, să înțelegem că nu există sănătate fără sănătate mentală. Și, în acest sens, prima întrebare care este ce este sănătate mentală? Pentru că noi vorbim mult despre aceasta și mi-e place foarte mult definiția oferită de Organizația Mondială a Sănătății și oferă câteva criterii. În primul rând, sănătate mentală înseamnă să ne îndeplinim potențialul, al doilea rând să lucrăm productiv, să facem față stresului. Deci, poate vede, stresul este absolut normal. Nu există om care să nu treacă pe anumite situații stresante în viață. Dar cum noi știm să gestionăm acest stres? Cum știm să facem față? Aceasta este întrebarea care ne punem. Și să aducem contribuții comunității. Atunci când o persoană aduce contribuții, cumva este valorificată viața lui prin contribuțiile în comunitate, el crește sănătatea lui mentală. În afară de aceasta, înțelegem că sănătatea mentală sau psihicul nostru are trei funcții de bază. Este afectivă, ceea ce ține de emoțiile care trăim, este cognitivă, ceea ce ține de gândurile, memorie și așa mai departe, și este funcția volitivă, care se manifestă prin comportament. Noi cel mai des reacționăm la comportamentele oamenilor. Mai puțin ne interesează ce gândesc și cumva la momentul este stigmatizarea aceea să vorbești despre emoții. Despre emoții nu este bine să vorbești, pentru că asta ține de pentru tine. Eu m-am spus că despre aceea să vorbesc cu colega mea, doamna Eloca, despre aspectele emoționale, dar aici vedem câteva recomandări de Organizația Mondială a Sănătății cu privire la managementul problemelor legate de atenție, memorie și gândire lucidă. Eu doar vreau să accentuez că gândirea noastră depinde și de comportamentul nostru, dar special de emoțiile care le avem. Deci, în primul rând, exercițiul fizic. Despre ce asta vorbim, despre ce asta se vorbește, despre ce asta știu toți oamenii, dar cât de mulți se ocupă cu aceasta, este o mare, mare întrebare. Și aici vorbim despre o altă tehnică care noi o oferim la specialiști din altă domeniu, este interviul motivațional pentru schimbarea comportamentului. Nu este suficient să cunoaștem. Mult mai important este ce facem noi cu această informație. Cât de mult noi conștientizăm acest lucru, dacă noi real practicăm această viață. Noi știm despre alimentație sănătoasă, cât de mult să practică. Iarăși este o altă întrebare. În alt aspect este gimnastica pentru creier. Hobby-uri sau activități noi, jocuri de puzzle, jocuri de cuvinte și cifre, jocul cu copiii, jocul în familie, jocurile în familie sunt extraordinar de frumoase și contribuie mult la sănătate mentală și prevenirea izolării, singurătății, respectiv depresiei, anxietății. Proscutați-vă memoria cu ajutorul listelor, notițelor, alertelor și divizați activității despre care vorbim foarte bine, chiar și la colegii mei, doamna Bologan. Și aici eu spun că ultimele slide-uri despre gândurile negative, pentru că gândurile negative afectează sau ne fac să ne simțim mai triști sau mai îngrijorați. Și există, eu nu am să vorbesc despre conținutul lor atât de mult, cât mai mult despre mecanismele sau diferite mecanisme. Să cunosc, aceasta ține de terapia, psihoterapie cognitiv-comportamentală, despre care vorbim și domnul profesor Napu și ceilalți colegii mei. Mulțumesc foarte mult. Eu am să dau doar câteva exemple care cumva le văd foarte manifeste în practica mea cu pacienții. Cititul gândurilor celorlalți. Impresia că eu înțeleg ce gândește celălalt despre mine. Sigur este supărat pe mine, pentru că nu m-a sunat de două zile. Sau sigur s-a uitat așa la mine, sigur s-a gândit ceva rău despre mine. Deci aceasta este citirea gândurilor celorlalți. Foarte mult la noi este accent pe excluderea pozitivului. Eu mai numesc minimalizarea succesului.
Accesul nu e important. Important doar probleme. Cei ce am reutilizat nu este important. Deci nu contează că m-am descurcat bine atunci, pentru că a fost, de fapt, ușor. Nu e important că am simțit emoții pozitive dimineața, dacă seara m-am simțit deprimat sau anxios. Cumva noi neglijăm foarte mult și noi ne analizăm pozitivul care este în viața noastră. După care, alt aspect este maximalizarea insuccesului și maximalizarea aspectelor negative, așa numitul filtrul negativ sau selectarea negativului, atunci când ne concentrăm aproape exclusiv asupra lucrurilor negative. Nu vreau să am încredere în mine. Toate merg împotriva mea. Mi se întâmplă doar lucruri rele. Nu o să pot ieși din situația aceasta. Cei ce mai lupt de sură la pacienți. Tot sistemul medical este gata, la pământ. Totul nu este ieșit din situația aceasta în pandemie, da? Este ceva strașnic. Și aceasta cumva vine și cu al treilea mecanism, care este supra-generalizare. Această folosire de nimeni nu mă place, tot timpul, întotdeauna, nimeni, întotdeauna, tot timpul, arată că este acest mecanism de supra-generalizare sau acea gândire dicotomică despre care a vorbit și domnul profesor Nacu în gânduri negative. Bine, eu n-am să mă opresc la parte, aici am pus pe slide 10 exemple, dar dacă noi am să reușim să cumva să schimbăm gândurile negative, atunci este probabilitatea să ne simțim și mai bine. Pentru că gândurile influențează emoțiile noastre. Aceasta se vede deja demonstrat științific. Odată ce se schimbă emoțiile, se schimbă și neuromediatorii din sistemul nervos central, serotonina, cantitatea de adrenalină, dopamină și așa mai departe. Deci ce facem pentru a trece de la gânduri negative la gânduri sănătoase? Nu neapărat pozitive, dar sănătoase. Pentru că aceasta pe noi ne interesează și aceasta este ceea ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății. Pentru noi, dar cu toți oamenii care vorbesc cu Moldova, cele mai importante valori sunt două. Familia și sănătate. Și a doua întrebare care eu dau, dar cât timp noi acordăm pentru sănătate și familie în viața noastră? Și răspunsul desigur este că e insuficient. Faptul mai mult, mai mult timp noi acordăm pentru alte lucruri decât pentru sănătate și familie. Deci, cum schimbăm, este așa o tehnică, se numește triple R, din engleză 3DR, în limba română ar fi prima, este să recunoaște, să observăm când apare cele gânduri negative. A doua etapă este să raționalizăm, să vedem cât de adevărate sunt ele, cât de, nu știu, demonstrate științific sunt acele gânduri care le avem. Și a treia este replace în engleză, dar în limba română ar fi să înlocuim acele gânduri cu alte gânduri. Gânduri sănătoase, iarăși. Ne focusăm pe mediul înconjurător sau pe o amintire frumoasă și includem analizatorii. Atât ce am vrut să spun de partea mea, mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și noi vă mulțumim mult de toată dată din ce am dorit. Deci din Moldova, dar din alte țări, siguranță au arătat că a crescut mentalitatea. Și la noi, de fapt, depresia se poate manifesta în multe feluri. Inclusiv furia este o altă emoție strâns legată de tristețe. Și la noi, pentru că noi nu se vorbesc despre emoțiile care le avem, nu vorbesc despre faptul că mă sunt trist. Oamenii încep să prin comoditate și noi manifestă prin furie ceea ce ajunge la violență domestică despre care am vorbit.
Dar eu vreau să mă întorc un pic la precedentă întrebare și să spun că noi, în cercetare, în sondajul care l-am făcut cu Juliața Finitor, am încercat să dea 6 aspecte pozitive. Și ce am observat? Familiile care deja aveau abilități de comunicare eficiente, aveau relații relativ bune, atunci relația s-a îmbunătățit și mai mult datorită pandemiei. Însă la cele care deja erau careva probleme, deja riscul de divorț și alte aspecte conflicte, atunci s-a agravat foarte mult relația. Deci este aspectul pozitiv la cei care deja aveau mecanisme de coping sau mecanisme de face față stresului. Și să vedem în contact cu cei de și
Eu cred că în timp de câteva săptămâni, în altă spune să fie o lucrare. Eu mă, încă o dată, aduc mulțumirii raportorilor, tuturor care ne-au urmărit astăzi și celor din sală și fost foarte mulți, toate țeți de tot și de la persoană care sunt interesate, în aceste aspecte. Ne-au urmărit online și aduc mulțumirii celor care au diseminat astăzi informația, deci privesc eu, Institutul Dezvoltării Societății Informaționale, Moldova 1, a fost inițiativa doamnei Elena Cercan, Serviciul de Presă din Știința Moldovei, care a fost important. Și noi vom continua seria de conferințe dedicate aspectelor de ce țin de impactul coronavirusului de tip 9, SARS-CoV-2, cu atât mai mult că este o situație când deja s-a început vaccinarea, bine, accident a început, sperăm și cât mai curând să se facă și la noi. Și în acest context trebuie să înțelegem coronavirusul de tip 9 și să înțelegem modificările acelei noi puncte care le apar, pentru că asta o să ajute la identificarea celor mai bune vaccinuri, care acum, vreau să vedeți, sunt date ca fac și în alte țări, sunt făcute, să vedem care vaccinuri care vor fi cele mai eficiente și mai puternice în lupta cu acest virus foarte agresiv, virus care ne-a adus pe planeta noastră o situație foarte și foarte deprimentă. Deci, vă doresc tuturor multă sănătate și să ne întâlnim cu ocazie frumoasă. La revedere! Thank you.